Mă numesc Paul Mitu, sunt actualmente pensionar, fost aviator în compania Tarom timp de 30 de ani. Când eram copil la părinții acasă, și dacă știți că se vă dau de la întreprinderi cadouri, părinții mei, recte tatăl meu, a primit la pachetul care se dea copilor un avion de lemn. Și de acel avion de lemn m-am îndrăgostit și mi-am dorit toată viața, cântând avion cu un motor, să ajung și eu aviator. La vârsta de 13 ani jumate am început să lucrez ca mecanic. Am promovat foarte repede mecanic de avion. Iar în 1968 am terminat școala militară superioară de ofițeri de aviație. Am fost îndrăgostit de această meserie. Fascinația zborului este deosebită. Deasupra norilor este o altă viață. Acolo viața mea este liberă, acolo vorbesc cu cerul, acolo vorbesc cu Dumnezeu. Ia priviți cum arată o varză la cuptor. Dar fiind faptul că eram comandant și trebuia să am grijă de echipaj, ia câtă cum ne adunam și le făceam mâncare la echipaj. Și ziua de astăzi îmi place să gătesc, pentru asta și venit aici, de fapt, să arăt că știu să și gătesc. Sunt convins că juriu va aprecia această mâncare românească. Hai să ghicim de aici ce mâncăm de la departare. Aveți curaj? Ceva comestibil, făcut de un mega bucătar, ceva care să mă facă să poamă, să... Wow! Să rupă cap. Și eu cred la fel, bă. Să laud farfuria asta, cum n-a lăudat niciodată o farfurie. Ceafă cu salată de varză și cartofi prăjiți. Nu, cartofi țărănești. Și vine de la Han. Desert. Desert? Ah. Deci, avem desert? Da. Da. Varză cu ciolan și un pot să te de unde, desert? Mă? Și un boț de mămăligă, bă! Dăticule, bă! Aoleo, varză! Și mămăligă ruptă. Ce asta e mâncarea? Ați văzut, bă, cum se face varza, cum se... Băi! Hai, bă! Uite așa! Mamă! Așa se mănâncă varza mai nou, băi! Vădiță! Uite, mă, cum se mănâncă varza ca spaghetele, băi! Ce ați pățit, mă? Ia, bagă în guriță, ia! Mmm, e ceva foarte mișto! E senzațional! Mam, micule, mam. Ce? Uite, ia. Nu e de iute. Ai. Nu e de iute problema, da, știi? Da, noi ore. Băi, varza murată se mai ține și în apă un pic la desărat. Dar îi place iute, de unde? Cine mănâncă așa iute? Băi, să mai desărezi un pic varza. Deci dacă bei un pic de apă, de la câtă sare aici, încerci să plutești. Aha. Ta-na-na. Bună seara! Bună, bună seara. Seara! Am fost 30 de ani pilot în compania Tarom. Oh. Am zburat foarte mult pe Mexic. Oh. Să mănâncă foarte iute, să ne-am de bulgari. Ești de aici. Deci mâncați acum foarte vă înțeleg. Iute. Da. Cum vă numiți? Mitu Paul mă numesc. Sunt pilotul care am aterizat plin cu pasageri în Oceanul Atlantic și n-am omorât pe nimeni. Serios? Doamne ajută! Dar când asta? În ce an? Povestiți-ne acum dacă vă avem dacă aici, mai bine ne povestiți. Asta e foarte tare. În 1980, fiind comandant instructor în compania Tarom, a apărut o cursă charter care trebuia făcută de la Otopeni, Casablanca, Noadibu, unde duceam plin avionul cu două echipaje de vaporeni. S-a plecat în cursă cu o întârziere de 14 ore, foarte obosiți, insistând la nesfârșit ca să anulăm cursa. Partidul Comunist era la putere, m-a obligat să plec în curs. Zborul a decurs normal, la Casablanca am aterizat pentru realimentare, iar de la Casablanca mai aveam 2 ore jumate până la Noadibu. Când mă pregăteam să cobor, s-a pierdut legătura radio, am intrat în furtună, a venit ceață foarte densă și coroborat cu sistemul de aterizare care nu funcționa. M-am dus până deasupra, la 60 de metri minima mea, când am hotărât să ratez, avionul s-a înfundat și am luat contact cu ocean. S-a rupt în trei și a început groaza. Miliarde de scântei și de scuri circuite. Noi am fost răsuriciți echipajul cu cabină băgat sub ocean. Numai că aici intervine un fenomen al naturii sau un fenomen al lui Dumnezeu. Motorul din coadă n-a vrut să se oprească. Celelalte două s-au necat. Dacă motorul din coadă se oprea imediat, eram mâncați de rechin, că acolo gâlgăia de rechin. N-a venit nimeni să ne salveze, ne-am autosalvat, ne-am autoalimentat, ne-am autodezinfectat, n-am omorât pe nimeni. Am adus cel mai mare beneficiu valutar companiei Tarom și României. Cel mai mare beneficiu? Cum așa? Păi dacă ați distrus avionul, cum a fost beneficiu? Vă pot și explica. Vă rog. Internațional am fost judecat de 5 state.
și anume Marea Britanie, care asigura avionul, Mauritania, unde s-a întâmplat accidentul, Franța, pentru că aparatura de navigație era franțuzească, rușii, pentru că era avion rusesc, și reprezentantul României, că era un pilot prezidențial. Prezidențial? Da, am zburat inclusiv cu Ceaușescu. Wow, și asta trebuie să ne spuneți. Nu, mai vă spun că... Păi nu, că ne povestiți, că e mi se face foame și mine și o mănc. Nu-i problemă, ce o mâncă? Îmi dați și la pachet? Da, cum să nu. Mare drag. După ce s-au citit cutiile negre, s-a constatat lipsa de vinovăția mea și ca și mașina dumneata și a dumneata și dumneata și avioanele sunt asigurate. Ăla-i vin, ce beți acolo? Dacă vreți un pahar de vin, vă aducem. Sau să, orice, fie să fie primit. O țuică, o bere, un vin, ce vreți? Un vin. Un vin. Vreau și eu un pahar de vin pentru domnul comandant. După citirea cutiilor negre, firma care asigura recte Anglia a zis, da, despăgubim avionul. Așa. Acum să vă... Thank you very much, sir. E sec? E bun. Să fie primit. Să fie primit. Stare. O să... Sănătate, sigur că da. Așa. Însemnau sume fantastice. Avionul a costat 9 milioane și a dat 36. Deci ați luat 36 de milioane de dolari pentru avion. Da. Așa. De 4 ori a fost. Care compania Tarom și-a cumpărat destule. Nu, îmi zice rusul. Să te judecăm noi, după ce au luat banii. S-a făcut o comisie în Tarom de 26 de generali care te lua cu politica partidului. Prima, ești vestit că ești mare... Pilot. Ești vestit că ai foarte multe stewardeze. Ești vestit că nevastă cu doi copii la ușă și te reclamă mereu. Și el a zis, vezi de ce ai fost obosit? De 15 ani. Mă... Mamă... Ce scrie cartea? După 14 ore trebuie să anulezi zborul. Uite, el m-a pus să zbor. Nu. Tu trebuia să hotărăști. Securistul m-a pus. Mai de 20 de ani, că e obraznic. Am fost suspendat la zbor și am încercat să mă duc în audiență. Vorbeam și în fața oglindii, nu în fața comisiei de hierarhuțite. Ce să spun în audiență? N-apucam să bat la ușe, să încep să vorbesc și îmi spunea, băi, du-te la prozar. Îi știi pe aia de la șef la cuțite? Du-te la aia, mătură pe acolo, fă ceva, la viață mai ce căuta. Și am vrut să plec. Ce ați făcut? Ați rămas până la urmă? Am vrut să plec. Cineva m-a învățat. Fă scrisoare la firma lui să dați bani înapoi firmei. Dacă ești nevinovat, de ce nu-ți dă primul la zbor? Și m-a dus la șeful ăla și a zis, domne, uite, scrisoarea e la mine, eu eram pe zidă. Am fost 2 ani de zile pe zidul securist, pe la poartă, știa tot. Și eu am trimis scrisoarea, este la Amsterdam, urmează de acolo, dacă îmi răspundeți da sau nu, o să ajungă la Londra, să dați bani înapoi. Mi-a zis, nu, vino mâine, în fața la șefii de la cuțite și hotărâm. Și din ce am fost, a hotărât ăștia, ca să astupe statul comunist care îl iubesc, mă, să-mi dea drumul elev navigator, de la Băneasa până la Timișoara. Ceva mai jignitor nu există. Asta la mine nu e jignire. Bă, nu se potrivește. Pentru un pilot, cred că da, cu atâta experiență și... Da. În 3 luni mi-am luat toate funcțiile înapoi, am ajuns pilot și am trecut la escadrila specială, unde am fost șef de escadrilă și am scos avioanele Ceaușescu peste hotare și am luat bani României până în 93, când am ieșit la pensie. Și am zis, ba... Păi și povestiține că ne-a zis că a zburat și cu Ceaușescu. Cum a fost? În ce context? Ce a spus? În 1976, la o cursă de Moscova, am executat o cursă deosebită, l-am văzut pe Ceaușescu, n-a intrat niciodată, încă o dată, niciodată, în cabina echipajului. Personal a intrat la mine și m-a felicitat. Wow! Uf, doamnă, da, comandant, doamne, ce să zic? Felicitări pentru carieră. Mulțumesc, mai multe cărți într-o viață. Mi-aș dori ca să se facă un film cu acest episod, care ar scoate în relief și faptul că și România are piloți de înaltă ținută. Sunt Avram Iancu și sunt bibliotecarul sportiv, cum sunt cunoscut, din Petroșani, pentru că am înotat foarte mult în ape deschise. Să ai un asemenea nume, bineînțeles că este și o onoare, dar în același timp și o povară, pentru că cu un asemenea nume trebuie să ai un comportament și să ai idealuri care cel puțin să nu îi dezonoreze pe mari înaintași care au purtat aceste nume. Rețeta aceasta este specială. Deci o să fie o șmecherie dublă cu capac. Șefii vor ridica capacul acela, după care vor fi nevoiți să mai ridice un capac până să ajungă la preparatul meu.
Hai, hai cu picat. Hop, ardei umpluți. Hopa. Nu ardei umpluți, e o omletă. Cu ketchup și cu ochii. Aolea, mâncarea mea. Da, stai să vezi ce e înăuntru. Că nu-i ardei umplut cu forța. Hai, e cu capac. Cum arată farfuria? Nu mai pot. Vreau și cu cafe. Haide, mă, care cum arată? Uite, băi. Ce am văzut ceva? Sper să fie bună. Aolea, Doamne. Să faci o omletă într-un ardei gras. Asta e șmecherie cu capac. Da, vedeți ce mișto s-a pălit ăsta pe fund aici? Adică culoarea de la ardei foarte mișto aici. Și coroana făcută din ketchup. Sigur. Hai mă, că n-ați văzut voi niciodată așa ceva. Tocmai asta e ideea, să vă surprind. Dar cum s-o numie acest preparat? Regele neîncoronat al bucătăriei. Să mai zici care coroană? Că bucătăria nu este o artă. Abstractă chiar. Ce mâncare e asta? Ardei umplut cu ce? Oare ce? O omletă. Bravo! O omletă specială. Auzi, mă, spic mai e? Bă, era sigur. Ți-ar pune să guste? Să vadă numai de șilogen în păcură. Să vadă șilogen. Asta era tare. Băi, dar unde e? Băi, hai mă, că ți-am păstrat ceva bun de mâncare. Da. Vino, mă, stai jos. E foarte gustos. Auzi, mă? E de cuțit de aur. Băi, spic, am o întrebare. Tu ești dincolo de uși? Treaba mea unde sunt, peste tot. Lasă-mă un pic să mănânc. Mie chiar mi-e foame, băi. Ia, bă, și mănânc. Mi-e foame tare, bă. Ia, bă, și picul. Ia cu pâine, tot. Ia. Dar tu de ce nu mănânci? Păi, ce e bun, ți-am zis că te chem. Bravo, mă. Păi, sa... Lama asta, ce-i asta? Ți-a dat mălăghetor. Vezi că e bună. Mă rog, are foarte mult salam, adică... Băi, spic, băi, tu în sezonul trecut ai jurizat, mă? Nu, dar cred că m-aș descurca. Dar tu gătești așa măcar? Măcar la nivelul ăsta poți să gătești? E foarte bun ajutor, nu l-ai văzut? N-ai nicio șansă. Bă, deci fiți atent. Eu știu mai mult despre omul ăsta care o gătit. Ce? O să merite. Da, mă, dătit. Eu știu. A... Păi da. Și merită. Nu pot să vă zic mai mult, dar eu vă zic că 3 de aur merită. O să vedeți. M-a pus pe gânduri, să fiu sincer, m-a pus pe gânduri. Mamă. Hai să votăm. Foarte tare. Salutare, dragilor! Salut! Vreau să spun că am râs acolo în spate de m-am spart. Și eu m-am gândit că la cum ai gătit, sigur că ai destul umor. Eu sunt Avram Iancu, bibliotecarul sportiv de la Petroșani, înotătorul în apă deschisă. Cât de mișto. Și te cheamă Avram Iancu? Da, chiar așa. Și bibliotecar. Mai există meseria asta? Da, bineînțeles. Vine lumea, mai împrumută cărți? Deci nu doar că există, dar meseria asta chiar schimbă vieți. Apa înseamnă viață, asta pentru că sunteți înotători? Da, în apă deschisă. În apă deschisă. Ce înseamnă apă deschisă? Apă deschisă înseamnă lacuri, râuri, oceane, mări. Adică nu piscină. Dar da, în ce direcție, în ce sens? Spre exemplu, eu am citit o carte, apropo de bibliotecă, ca să vedeți în ce fel lectura schimbă viața omului. O istorie foarte frumoasă a unui soldat din armata franceză, care a pierdut bătălia de la Waterloo și în locul deportării a ales să facă ceva nebunesc și anume să traverseze în not canalul Mânecii să-și câștige libertatea. Ori eu am fost foarte impresionat de povestea lui, am descoperit că în 200 de ani de traversare în not a canalului Mânecii nu a traversat niciun român, deși erau deja 900 de notători în lume, reprezentanța 60 de țări și coroborat așa cu numele meu, parcă nu m-am simțit ok să știu că noi românii nu avem niciun reprezentant. Aveam 38 de ani când am citit această poveste, dar bineînțeles că a trebuit să cântăresc foarte bine dacă pot sau nu să traversez în not celebrul canal, pentru că
este foarte greu. Condițiile de acolo sunt foarte dificile și în 2014 anunțam că în premieră națională voi traversa not canalul Mânecii. Au fost mai multe tentative, de 3 ori nu am reușit. Este foarte dificil să noți atâtea ore și atâția kilometri într-o apă care nu depășește o temperatură de 17-18 grade, dar este foarte importantă motivația. Am perseverat de fiecare dată și am simțit o rezonanță a ceea ce fac eu în sufletele compatrioților mei și în sufletele celor din familia mea, că am și o familie minunată, o soție și 3 fetițe care au fost alături de mine și am făcut tot posibilul ca să ajung. Și am reușit din a patra încercare. Felicitări. După aproape 18 ore de not, mulțumesc. Mama, 18 ore de not? Da, 17 ore 54 de minute de înot în continuu, străbătând 62 de kilometri. Din cele 17 ore și 54 de minute, 6 ore au fost în bezna nopții, în valuri foarte mari. Nu este ușor, dar vedeam drapelul patriei noastre care arbora la vaporul englezesc care mă însoțea și am reușit să înfig, dacă pot să spun așa, drapelul patriei noastre pe țărmul Franței. Cât a durat antrenamentul, mă interesează pe mine? Foarte mult, mai mult de 6 luni. Am luat toate lacurile din țară la înot în mod progresiv și am traversat până la urmă canalul Mânecii. După aceea, un an mai târziu, am înotat toată Dunărea, de la izvoare până la vărsare. Wow. A constituit o premieră. Toată Dunărea? Da, în 89 de zile. Nu pot să cred. Da, după ce am recitit o altă carte în bibliotecă, și anume Pilotul de pe Dunăre al lui Jules Verne, o poveste fabuloasă în care personajul principal străbate tot cursul Dunării într-o barcă simplă, mi-am propus o altă provocare și m-am gândit că ar fi excelent să dau viață acestui roman, dar într-un alt fel. Și cu ocazia faptului că România sărbătorea 10 ani de când intra în Uniunea Europeană, am luat la not întregul fluviu de la Donaueschingen și după 89 de zile de not în continuu, adică fără nicio zi de pauză, am reușit să ajung la Sulina, fără costum de neopren. Au mai fost înainte 2 pământeni care au notat cu costum de neopren, unul cu costum de neopren și labe de not și o canadiancă doar cu costum de neopren, dar fără labe de înot. Și românul Avram Iancu a venit să arate că ADN-ul românesc este foarte puternic și că se poate și fără costum de neopren. Stabilind o premieră mondială și americanii de la World Water Swimming Association chiar au făcut o nominalizare istorică pentru România. Avram Iancu, Man of the Year în anul 2017 în lume. Și foarte tare că e Avram Iancu. Da, exact. Este frumos. Eu acum vreau să te întreb o chestie, pentru că eu am făcut un not de performanță când eram mic, am făcut și pol, am făcut natație și știu ce înseamnă antrenamentul de not. Puțin, am făcut puțin. Consumă multă energie, ai nevoie să mănânci mai mult. Așa. Cum ai reușit 89 de zile să traversezi Dunărea? Ce ai mâncat în perioada asta? Am mâncat în primul rând ceea ce mănâncă orice om normal, dar alimentul de bază care pe mine mă ajută foarte mult și fără de care nu plec de acasă este shake cu protei din sămânță de cânepă. Este absolut fabulos. De sămânță de cânepă, de aici ați luat energia. Da. Și așa cam câte calorii consumai? Dar să zicem la canalul Mânecii. Peste 5.000 de calorii într-o zi. Când am înotat toată Dunărea, am scăzut 10 kg în greutate. Vă imaginați că în 89 de zile vremea și-a făcut ciclul ei. Am dat de soare foarte puternic, am dat de furtuni, am dat de ploi, de revărsări de ape, am trecut prin tot felul de trăiri și am realizat că a parcurge un fluviu este ca și viața și viața este ca parcurgerea unui fluviu și în viață nu este întotdeauna numai soare, există și nori, există și furtuni, dar ceea ce am învățat a fost că trebuie să am răbdare, că atunci când este rău, acest lucru va trece și vor veni și zile cu soare, iar când a fost soare și frumos, știam că nu va dura o veșnicie așa și mă bucuram de ceea ce este. Dar nu m-am oprit nici aici, în anul următor, în anul centenarului Marii
unire, am continuat povestea și din punct de vedere geografic și spiritual. Am înotat de la kilometru zero al fluviului de la Sulina până la Istanbul. De ce acolo? Pentru că noi am avut de-a lungul istoriei foarte multe întâlniri cu prietenii noștri turci și ne aducem aminte că am avut și un episod mai trist în care Constantin Brâncoveanu împreună cu cei patru fii ai săi au fost practic decapitați și trupurile lor au fost aruncate chiar în strâmtoarea Bosfor. Și am vrut să not înspre acolo și întreaga strâmtoare Bosfor, Marea Neagră pe lățime înalt. De Doamne, 60 de zile. Așa că îmi place foarte mult. 60 de zile. Și cum a venit vreo barcă după tine? Nu. Înotam de-a lungul țărmului. Seara ieșeam la mal, ridicam porturile și dormeam. Iar dimineața am avut echipă. Echipă, caiaciști, bărci, echipă de suport terestru. Nimic măresc nu se poate realiza ușor și nimic măresc nu se poate realiza singur. Întotdeauna am avut în spate o echipă. Le mulțumesc tuturor celor care au colaborat cu mine în acești ani. Mulțumesc tuturor susținătorilor. În aceste ore pe care le parcurgi, odată la cât faci pauză? La înoturile oficiale, cum a fost la canalul Mânecii sau pe Dunăre, ieșeam la 3-4 ore, ieșeam pe țărm, mâncam. Și câte ore trebuie să înnoți pe zi? Undeva la 7-8-9 ore pe zi. Fără oprire? La canalul Mânecii am notat în continuu 17 ore 54 ore. Hai să transformăm un pic în kilometri ca să ne dăm seama că noi nu mergem pe jos cât ați notat dumneavoastră. Băi, cum o să înnoți 17 ore? Am înotat 36 de ore și 28 de minute cel mai mult fără oprire. Da. 36 de ore. Exact, cu observatori. Adică am înotat de la Pojojena și până la porțile de fier 1, fără oprire, o zi jumate. Nu cred. Două zile și o noapte. Adică, să credeți. Numai în apă? Numai în apă, fără să atingi niciun fel de caiac, barcă. N-ai mâncat, n-ai băut. Ți se aruncă din barcă un bidon cu lichid energizant sau cu mâncare pasată, bați apa, 10-20 de secunde te alimentezi, dai drumul la bidon și pleci mai departe. Hai, dă mine, mă. Foarte tare. O zi jumătate. Foarte stai tare, frate. Azi, pe mine și acum mă impresionează după ce-l cunosc, că am o stare așa când îl aud. Da, și pe mine, Eu am făcut parte și din barca lui și l-am văzut la fața locului, știi? Adică mă impresionează, zici că s-a născut în lună. Și ce pot să vă spun, o săptămână de zile după această aventură, simțeam de 10 ori mai pronunțat gustul mâncării, deci... Eram extenuat din toate punctele de vedere. Alimentația joacă un rol important și de asta am venit, dragilor, la acest concurs. Eu am venit să vă văd. Asta foarte tare. 36 de ori stai în apă să noți jos pălăria. De la ce vârstă ați început să faceți asta? În 2014, în 2013 am citit cartea respectivă. Da. Este un pericol în momentul în care mă apuc să citesc o carte la locul de muncă, pentru că nu se știe ce idei îmi mai vin. De-aia nu citește scărlătesul cărți. Și ce cărți aveți în mână? Cine știe ce direcție e? Ei, aici e o chestiune cu cărțile astea. Am scris în 2019 o carte, Schimbarea ești tu, se intitulează, și v-am adus și vouă câte un exemplar cadou să aveți amintire de la acest... Mulțumesc frumos! Cu mare drag! Mulțumim mult! Mulțumesc foarte mult! Dar eu vreau să vă întreb, până să apară această poveste în viața noastră cu notul... Ce pasiune ați avut? Că deci am un background sportiv. Am un background sportiv. De la 10 la 14 ani am făcut tenis de masă la un nivel destul de mare. De la 14 la 20 de ani am făcut karate kyokushin și în 95 am fost campion al României la karate kyokushin. Ești un pic de bătaie. Da. Așa, și după aceea am fost atras de sporturile non-contact și m-am apucat de not, ciclism și alergare. Da, am fost și la celebra cursă de la Cercul Polar. Participarea mea la cursa de la Cercul Polar, eu aș spune
spune că este o nebunie, nu mai rămâne elementul meu în apă. Mi-a trecut prin minte o întrebare. Mai oare un om care înoată mii de kilometri ar putea să termine și o astfel de cursă extremă? Și m-am dus, am luat și această decizie și nu-mi pare rău că am făcut lucrul acesta, pentru că mi-am găsit răspunsul la întrebare. Da, am putut și eu să termin această cursă și mă bucur că am reușit chiar să urc pe podiumul acestei competiții. Doamne, sunteți mult prea modest și mult prea umil pentru toate lucrurile pe care le-ați obținut în viață. De ce nu vă cunosc mai mulți oameni? Ei, acum nu asta este scopul, să te cunoască cât mai mulți oameni. Eu am făcut lucrurile acestea, mă bucur că unii compatrioți au rezonat cu tot ceea ce am făcut. Wow. Este cetățean de onoare al Petroșanului, este cetățean de onoare al județului, este, a primit Steaua României în grad de cavaler, adică sunt niște chestii, dar sunt simbolice toate lucrurile astea. Domnule Avramiancu, cu toată stima și tot respectul pentru ce ați obținut dumneavoastră și pentru exemplu pe care îl oferiți, eu simt să fac treaba asta pentru că îl meritați. E cuțitul nostru de invitat special pentru oameni speciali. E cuțitul nostru de argint. Da, chiar sunteți un om special. Vă mulțumesc. Felicitări pentru tot și sper din suflet să atingeți cât mai mulți să nu pățiți nimic. Oameni, să aduceți cât mai mulți copii către sport. Sigur, asta este cel mai important. Mulțumesc foarte mult. Felicitări. Și vouă pentru tot ceea ce faceți. Mulțumim că ați venit. Doamne ajută. La revedere. Pentru mine a fost o experiență extraordinară, o experiență pe care mi-am dorit-o, pentru că am trăit în viața mea tot felul de experiențe trăznite și am vrut să trăiesc și experiența șefii la cuțită. Trăiască Duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți, ca Avramiancu suntem toți. La, 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 la. Băi, ce n-a cu flacăra, băi, ce așa e, băi. Sărea în gardul la pământ, băi. Băi, ești nebun. De câte ori ai traversat eu reu? De multe ori. Și când ajungeai cu limba pe afară? Leșinat. Eu cu ciocul la fel, traversam a treia oară, eram mort. Nu sunt 36 de ore într-una, mă. Consider că prezența mea la șef la cuțite poate să fie un nou început în viața mea. Am încredere în ceea ce știu eu să fac, în puterea și în ambiția mea și dacă ajung în echipa unui șef, sigur voi ajunge sus. O să prepar caracatițe cu sos de portocale și cartofi cu sos de smântână și mărar. Am ales produsul ăsta pentru că vreau neapărat să trec, vreau să impresionez. M-am gândit că o să reușesc cu preparatul ăsta. Ăsta e un secret ca să fiarbă caracatița. Fii sigur că fierbe. Locuiesc în Marea Britanie de aproximativ 6 ani. Aveam o afacere în România care n-a mai mers și am decis să iau de la zero din nou, în altă țară. Aveam familia mea care era stabilită deja de ceva timp acolo și am încercat mai multe business-uri și în momentul de față vând produse online. Prima dată am avut un magazin românesc și după aia am organizat evenimente, nunți, botezuri, zile onomastice. M-am născut în Râmnicu Vâlcea, într-o familie numeroasă. Am fost 7 frați. Ne-am crescut unul pe altul și pot să zic că ăla a fost primul meu start când am început să gătesc, pentru că mama și tata plecau în treburile lor și trebuia să mâncăm. Tatăl meu era geamgiu. Pleca de acasă cu căruța aceea cu covlitir și stătea câte 2-3 luni plecat, iar mama muncea cu ziua, pe unde prindea prin sat. Găteam la foc de lemne și știu că cel mai mult mă chinuiam să aprind focul. Era cea mai mare greutate. Nu mi-am imaginat niciodată să ajung aici și abia acum mi-am dat seama cât e de greu. Tensiunea e foarte mare și emoțiile la fel, pe măsură. Când mă uit în spate, mă văd cel mai ambițios, cel mai luptător și cel mai norocos om față de cum eram și față de momentul din ziua de azi. Dragi șefi, sper să vă placă preparatul meu. Ia zi-mă, Ciucă, ce ne aduci? Ciorbă de raș de la tante Titina. Mama, ar fi bună rău o ciorbă de raș de la tante Titina. Mă știi, Racu? Bă, mi-a plăcea una mai mult de perișoare. Doamne, ce emoție am.
E grasă, ar putea să fie ceva. Da? Hai, mă, nu, de ce îmi tai așa? Pare rău. Hai, mă. Da, e ok. Mă gândeam și eu. Zice. Hai că te-ai strâmbat. Nu m-am strâmbat. Ai făcut aia, asta e fața dezamăgit. Mea. Păi e dezamăgitor dacă mă gândesc la ciorbă de raș și primesc calamari. A, da? Da. Calamari? E acolo undeva, aproape. Hai, buși calamari. Sau sefie. Sau caracatița. Aaa, caracatiță. Am sau... ok, e bună și caracatița. Tentacule de caramar. Da, uite, asta nu mai înțeleg. Care? Coșulețe de parmezan cu ce e aici? Cu cartofiori. Băi, cu mărar, băi. Făceam coșulețe de astea de parmezan la microunde, pe vremuri, dar era pentru fettuccine Alfredo. Da, da, de ce lângă... stil așa de a face. De ce lângă caracatiță? Și de ce caracatiță? Să vă impresionez. Aici nu știu ce e. Pare ceva pe pasă de unt, la cum e. Pe aia nu înțeleg. Și apa... Ce? Ți-a lăsat rușe, Sheri, cu tot cu moți. Ție, mie nu. Emoțiile și timpul. Au trecut ani peste somon. Nu mai este somon. Nu mai e la modă. Este caracatiță. Nu înțeleg asocierea de gust. Șef Dumitrescu studiază tot. Ai, sunt în pericol. Când o să primim somon, o să spunem că e ca la pomană. Exact. De ce? Peste ani de zile, somonul va fi ca pulpa de pui acum. Nu, nu. Tu nu ați dispărut? Pulpa de pui cu orez. Mă, până acum era omniprezent. Acum somon. Este omniabsent. Uitați de somon, aveți caracatiță. De ce asocierea asta de gust? Coșuleștul de parmezan, cartofi cu brânză și caracatițele. Cred că sunt două farfurii într-una. Dar îți place coșulețul de parmezan. Băi, coșulețul de parmezan e coșuleț de parmezan. Bravo, bă. Cred că mă penalizează. Brânza asta de aici, din cartof, nu prea merge cu... Aia nu merge, și nu merge deloc cu caracatița. Aia nu merge cu nimic. Exact. Nu merge nici cu cartof. Nici măcar. Dar cine a gătit, bă? E bucătar, mă. Nu e bucătar. Ba, da. N-are ce treabă cu bucătar. Sau, ba, da, ai dreptate. Aia, deci, mă, coșulețele astea de parmezan, cred că încă se mai fac pe vase de croazieră. Deci, cred eu că este un bucătar care a lucrat pe vase de croazieră acum ani mulți de zile. Dar cum să nu? Niciodată. Face cu totul altceva. Acum, nu mai are treabă cu bucătăria. Da, corect. Și gătește din amintiri. Vai, câte emoții. Eu cred că e un ospătar. Sau așa, da. Da, care a lucrat în niște restaurante de mult apuse, foarte puternice. Merge și cu roșia. Pentru că are și coșulețe de parmezan, care era un hit al cârciumii. Roșiile Sheri întregi, așa, in your face. N-are niciun gust roșia, Sheri. Dacă nu-i dai și vă spun ceva. Faceți aminte de fosta caracatiță? Da. E mult mai bună decât aia. Aia caracatiță, da, da, asta e moale. Are și, nu, e mai interesant. Mie mi-a plăcut. Bucătar pe vase de croazieră. Da, nici o treabă. Nici o treabă. Nici o treabă. Nici nu se aseamănă. Bună seara. Bună seara, bine v-am găsit. Cum vă numiți? Mă numesc Maranina și vin din Marea Britanie. Acum ați venit? Foarte tare. Locuiesc special? Acolo. Da. Am pentru venit special noi. Pentru emisiune, da. Wow. Și cu ce vă ocupați? Sunt liber profesionist. Ce sunt acolo, locuiesc de 6 ani, am avut mai multe business-uri acolo și acum ultimul meu business vând online bijuterii și haine. De cât timp sunteți plecată? Aproximativ 6 ani. De ce ați plecat? Am avut în țară un business. Ce business? Unde locuiesc eu. Un restaurant, o terasă, organizam... Unde? În Râmnicu Vâlcea, dar la țară, nu în oraș. Ok, hai să o luăm de la început, că da. E până în Anglia, e mult. E mult, da. Cum ați ajuns să aveți restaurant? Primul pas pe care l-am făcut eu în viața mea a fost la 21 de ani și am pornit cu un cal și o cărță de împrumutat. Adică? Calul și căruța. Adică? Adică pentru cal am avut bani și pentru căruță n-am mai avut și am împrumutat-o de la un vecin. Păi și ce ați făcut? Și am plecat cu geamuri prin sate. Cu geamuri? Cu geamuri, da. Vindeați geamuri? Da. Păi... Ok, vinzi geamuri, dar dacă nu se potrivește geamul pe care l-ai? Păi îl puneam acolo, la fața locului, la comandă. Tăiai, aveai diamant, tăiai? Păi tăia soțul cu care am plecat. A, păi stai așa un pic, băi, dar nu, munceam amândoi, jumate. A, deci n-ai plecat singură, de fapt? N-am plecat singură, nu. A, ok. Adică te-ai măritat de mic? M-am căsătorit la 21 de ani cu el, nu aveam nimic și așa am pornit noi în viață. Adică mergeați cu căruța din sat în sat? Din sat în sat. Și unde dormeați? Păi stăteam câte 2-3 luni plecați de acasă și dormeam în căruță.
Wow. Serios? Serios, da. Bă, ești prost la cap. Și ce mâncați? Găteam la roata căruței, la filostila. Serios? Da. Bă, da, ce oameni vin la emisiunea asta, Doamne ferește. Ce găteai, chiar? Mi-aduc aminte că făceam repede o mâncărică de cartofi cu leuștean. Și caracatiță? Nu. No. Deci mâncărică niciodată. De cartofi și mai ce? Mâncare de cartofi, mai tăiam câte o pasăre, făceam ciorbă, o varză calită, tot tradițional. Nu era ușor pentru că vara era o așa căldură în căruță și simțeam că mă sufoc, era un chin. Și primăvara era foarte frig, iar seara, înainte să dorm, trebuia să mă spăl. Mă încălzeam apă acolo, mă spălam repede, 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 aruncam cu apă pe mine și mă aruncam acolo în căruță cu o plapumă pe mine. Am făcut asta cu căruța vreo 4 ani de zile. Și ne-am gândit noi atunci să luăm un camion. Raba. Raba, da, acum nu mai există. Și am început să cărăm cereale la diferite târguri și din acel camion am urcat foarte mult și am ajuns să avem vreo 6 tiruri, da, de mare tonaj. Și în momentul ăla când noi am ajuns sus, știți că unde sunt bani mulți, apar și problemele. Era deja și copilul în viața noastră, nu știu, cred că avea un an sau doi, și soțul meu s-a rătăcit așa un pic și a luat-o pe căi greșite. Relația între noi s-a stricat exagerat de mult și atunci a fost al doilea moment în viața mea când am început de la zero, pentru că eu m-am decis atunci să devin independentă. Și am mers, am împrumutat o sumă de bani de la cineva cu dobândă și mi-am închiriat acolo în centru la noi în sat, o bucată, da, în sat, o bucată de pământ și mi-am construit un chioșc din ăsta, din tablă. Din tablă și schelet din pier. Inventiv, așa. Da, și am făcut acolo un fast food. Fast food? Cu sandvișuri, cum era de mult. Sandvișurile erau în floare, sandvișurile. Alea calde așa sau de care? Care se făceau la cuptorul cu microunde. Da. Și în weekend mai aduceam eu muzică, lăutar, și veneau oamenii și făceam vânzare mai multe. Acolo, în fața chioșcului. În fața chioșcului? Da. Despuiți-vă de ea. Da. Ce tare. Și la un moment dat m-am certat cu proprietarul pământului, vrea chirie mai mare, că a văzut că merge. Că merge bine, da. Și când am văzut eu că ăsta vrea chirie mai mare, în partea cealaltă de stradă era o bucată de pământ. Și am zis, ia stai să cumpăr eu pământul ăsta și să fie al meu, să-mi fac eu ceva. Am reușit și am cumpărat bucatea de pământ. Și mi-am construit acolo, așa am ajuns să am restaurantul ăla și locația aia acolo, da. Mi-am făcut o terasă. Deci tot în sat, acolo peste drum. Peste drum. Afacerea mergea foarte bine, până când s-a deschis un lanț de magazine în toate comunele. S-au venit cu prețuri de angro și m-a distrus. M-am gândit ce am de făcut și mi-am dat seama că singura variantă este să o iau de la zero în altă țară. Noi ne-am cunoscut vreodată. Ne-am văzut pe undeva? Da. Ia uite cum vorbești, Scărlătescu, lasă tonul jos. Ce faci? Ta-na-na-na! Unde, mă? Ne-am întâlnit din întâmplare în Istanbul, într-un magazin de blănuri, la domnul Feri. Și dumneavoastră vă achiziționați... Deci, nu mai suport. Acum, blana pe gata, mă, o blană de vițel. O blană aia, mă, mare. Blană aia mare, da? Am cu Feri, da? Da. Bă, frate, ce se întâmplă, mă, cu tine? V-ați consulat Istanbul? Peste tot ești. Nu, ne-am întâlnit acolo, în magazinul respectiv. Eu vreau să-mi cumpăr o blană și i-am cerut și părerea domnului Cătălin, că eram nehotărâtă. Vreau să iau una roșie sau neagră. Și am zis, zis domnul Cătălin, a spus să iau pe cea roșie, că o să se uite toți după mine. Ce tare e asta? Asta e la Cătălin, îți dai seama. Asta e la Cătălin, băi, n-are cum. Da. Ok. Asta este mâncare englezească, tradițional, pe lângă căruță. De care e? Este o mâncare care am mâncat-o eu la un restaurant când am fost la Mamaia și mi-a plăcut la foarte Mamaia? Mult. La Mamaia? Da. Deci n-are nicio legătură, n-are nici nicio cu legătură. Anglia, nici cu căruța, și nici cu mâncarea plăcut, tradițională. Da. Și mi-a plăcut să mult vede. Și am mai făcut-o o dată eu vede. Acasă și astea două oară. Să vede, da. E o luptă eu cu mine. Șansele de plecare sunt egale. Totul se rezumă la cât de bine știi să-ți pui ordine în gânduri într-un timp scurt. Rețeta este una foarte simplă.
Piureul e unul clasic, doar că mă axez foarte mult pe gust. Voi găti un mușchiuleț de miel în crustă de ierburi aromate cu un piure de trufe și legume tomatice. Sunt bucătar de meserie, lucrând în diferite locații, atât din țară, dar preponderent în afara țării. Am lucrat în UK la un restaurant cu specific franțuzesc, unde am luat un job ca și sous-chef la un hotel, undeva într-o zonă rurală, pe lângă satul natal al lui Shakespeare. Un hotel super mișto. Da, experiența e super faină. Atmosfera, vedeai diferența între mentalitatea angajatorului nostru și cea a celui din afară. Nu se compară gastronomia sau cum înveți la noi și sau atunci nu se compara cum înveți acolo. Am avut inspecția, am luat două rozete. Eu pe patiserie am reușit să impresionez și mi s-a zis că la următoarea, dacă o ținem în ritmul ăsta, vom lua 3 rozete. Și am început să practic tot mai mult. Am realizat că asta e ceea ce vreau să fac și am plecat în Dublin. M-am angajat prima oară într-un steakhouse. După o lună de zile, când am învățat eu mersurile care sunt pe acolo, am intrat în contact cu niște agenți și mă sună într-o zi unul din ei că am un job la 3 rozete, nu vrei să pleci? Mai stai, direct. Și am plecat la 3 rozete pe coasta oceanului, lângă Galway. După ce am terminat primul contract iarna, automat aveam nevoie să lucrez pe timp de vară, fiindcă, na, efectiv, nu vroiam doar să stau să lucrez doar un sezon. Și am semnat un contract cu o familie foarte înstărită în Saint-Tropez, ca bucătarul lor privat pe timp de vară. Practic, e o familie care dețin un resort foarte micuț, 8 camere, foarte cochet, totul e la superlativ, așa ca să zic. Fiind casa lor de vacanță și un business secundar, nu contează nimic. Adică dacă trebuie cumpărat și costă câteva mii, îl cumpărăm și pe ăsta. Munca pentru ei e foarte solicitantă, în ideea în care sunt multe sau foarte multe ore. Aici am început în 2016 până în prezent, dar situația cu pandemia oarecum ne-au mutat rezervările pe anii care urmează și fiind totul incert în Franța, sunt acasă și îi dăm forță aici. În competiție mă văd în finală, fiindcă ăsta e scopul pe care îl urmăresc. Cum am zis, nu fac jumătăți de măsură, nu vreau jumătăți de măsură și nu le accept. Ori e, ori nu e. Mamă! Ce ne aduci, maci? O mână a porcului. Să fie primit. Hai, Doamne, ajută! Bun. Ce faci? Foarte bine. Ai emoții? Da. Cred că mai multe, cu soțul meu. Opa, ia uite-mă. Ia, mă, să vedem. Hai și cu asta. Bă, v-am zis că verdele se poartă anul ăsta? Dar ce, frate, că e, tu vezi că e tubulară? E tubulară. Este un mușchiuleț de berbeluș. Hai să-l gustăm și vedem. Haide. Sparanghelul, morcovior și iarăși un fel de... Ia să văd dacă... E tabule așa cum. Ia uite-mă. Ce, mă? Ce, mă, că nu înțeleg la ce te uiți? Ce faci? Uite-te la sparanghel mai atent. Bă, l-am curățit în grabă, frate. Ce are un sparanghel? Hai să-ți dai seama. Ok. Aici e o sălățică, așa, un fel de tabule, dar are foarte mult usturoi. Acritură ceva. Bă, să nu vă supărați pe mine, nu-mi dau seama dacă e berbecuț. Vorbesc serios. Pare cineva dintr-o bucătărie profesionistă, dar nu de foarte mult. Adică... E la modă 3 ani. Da. Emoțiile, frate. Emoțiile, tot termină. Avem și ridiche fiartă. Unde ai găsit-o? Așa pare, ridiche. Baby morcov alb. Pare a fi o ridiche. Eu n-am ridiche. Eu am un morcovier mic, roșu. Morcovierul... Doi. Da, poate fi morcov, poate fi baby morcov, dar are gust de ridiche, nu știu. Le-a dat cu foarte multă acreală, da. Știi? Nu știu, dacă nu o să iasă cum vreți voi, o să se demoralizeze? Nu, el e un luptător. Luptător. Ideea e interesantă, numai că în momentul în care pui pe berbecuțul ăsta o crustă așa uscată, nu mai e așa de prietenos. Adică nu, mie îmi place cotletul de miel cu crusta respectivă, dar când crusta aia se gătește, când are un rost, cotletele alea au un pic de grăsime, îi mai lași și tu un pic de grăsime. Aici, la mușchiulețul ăsta, e destul de fragil, destul de... Nu prea merge cu crusta asta. Sau îi fi eu de modă veche.
Da, după cum e gătit, din punctul meu de vedere, este bucătăraș. Da, bucătăraș, tinerel, așa, pe safe, vreau să trec mai departe, cred că asta ar trebui să fac. Exact. Și cam asta a făcut. Da. Îl votăm? Să scape și el de un stres? Hai, să vedem. Bucătăraș, nu mai ai aripioare. Domnul Scărlă, ți le-a retezat. Ha, ha! Sosit la cuțite cu minte și așezat pe o rețetă aparent simplă, Cătălin își reține cu greu emoțiile în fața ușilor, din spatele cărora a auzit comentariile șefilor. Haide, haide, haide. Bună seara, șef! Salut! Salut! Bună seara, mă numesc Cătălin, am 29 de ani. Mulțumesc! Salut! Sunt cătar de meserie de aproape 8 ani și în seara aceasta am decis să fac farfuria de față. Am făcut un mușchiuleț de miel cu o crustă. Am dat seama ce ai făcut pe aici, adică nu e atât de complicat încât să nu ne dăm seama. Dar înainte de asta vrem să te cunoaștem. Abia așteptăm să auzi. Eu mă pun și mine pe scaun. Independent din punct de vedere financiar, de pe la vreo 14 ani, cum așa? În ideea, plecam cărăuș la nunți, filmam, cram camera, schimbam casetele, stăm câte un weekend întreg. Aveam un prieten, un tip din oraș care i-a plăcut de mine și că oarecum știu să mă descurc. Din ce oraș ești? Târgu Frumos, lângă Iași. Și m-a luat după el. Azi puțin, mâine puțin și tot așa, până am ajuns și eu să filmez. După liceu am plecat în Danemarca, vrând să fac bani, să muncesc la o fermă. Nu mă deranjează munca, întrucât crescut la țară în vacanță ca oricare altul. Și acolo mi-a luat țeapă după o lună, că ne-au dat afară. A venit fermierul după o lună de muncă, fix când trebuia să ne plătească. Ne-am trezit în mijlocul câmpului, efectiv, fiindcă nu erau condițiile care trebuiau conform contractului. Noroc că aveam bani puși deoparte, n-am cheltuit banii cu care am venit. Și nu ai bătut? Doamne, iartă-mă să fac abia la cât eram de speriat și de panicat. Păi am luat valiza și am plecat. Care-s geanta de 20 de kg, după tine, prin câmp, 5 km, scoate-o la liman, mergi în primul sat. Nu cunoșteam nimic, noroc de niște prieteni care i-aveam la o distanță relativ măricică. I-am sunat și am zis că, bă, efectiv, poți să mă iei la tine, apreciez enorm de mult și mă voi revanșa într-un fel sau altul cândva, dar am avut noroc. Au venit ei de cum au terminat serviciul, au venit și m-au luat și după o săptămână am fost înapoi în România. Mi s-a pus pata rău și oarecum de mic am fost atras de disciplină, armată, sport. Și am zis că plec în Legiunea Franceză. Bun. Și n-au putut ai mei sub nicio formă să-mi scoată din cap chestia asta, mai ales mama, care avea cunoștințe de mămici cu copii acolo. Nu mi-a luat bani la mine, pleca cu buzunarul gol, rucsacul cu mâncare și aia e tata. Marș în Marseille, o noapte pe stradă cu oamenii străzi, în gara principală, festin. Oamenii și-au întins tot ce aveau, eu n-aveam nimic, m-au luat cu ei, am mâncat, am stat, am dormit pe bancă, pe jos. Efectiv, oamenii n-aveau nimic și din nimicul lor m-au primit și pe mine în cercul lor. Adică fiecare ce și-au adunat, o banană, o chestie, un măr, toți au pus la un loc și te cheamă și pe tine. Hai, vino încoace. Am rămas așa, mut și cu inima făcută bucăți, ca să zic. A doua zi dimineață, nu bani. La centrul de recrutare, l-am sunat pe frate, mi-l vezi că eu intru, ne auzim când apucăm. După trei zile am avut norocul să întâlnesc un caporal, locotenent, în fine, era de la noi din România. M-a întrebat ce fac, de unde sunt, a fost o chestie doar noi doi. Rare ori se întâmplă asta, dar efectiv am dat nasul nascul. Am zis că ok, sunt bine, sunt din România. Și am văzut că eram un puș mai prost. Mi-a zis că, bă, nene, ai familie acasă, da, ai mama, ai tata, ai frate, da. Du-te, mă, acasă, că aici ești neom. Și lucrul ăsta a prins așa un fitil în creier. M-am cerut acasă, am zis că vreau să renunț. Norocul meu, pentru că în primele 6 luni, așa era atunci, pot să renunț la tine sau pot să renunț când vrei. România. Ajuns acasă, ce să văd? Aveam nevoie să muncesc și m-am dus la un hotel în oraș la noi și am început de acolo, la curăța legume, la descărca marfa, du-te, fă cumpărături, spală vase, evenimente din plin, ca la noi. Tai 3 zile la focul sarmale, toate nebunile, pune murături, spate. 3 zile la focul sarmale. Și ușor, ușor am avut noroc. Între timp venise, adusese și un domn bucătar din Iași să facă training cu personalul și a venit un bucătar într-o dimineață, doamna mea, și a zis că, bă, îți iei căiețelul și de azi nu mai faci nimic, stai după Cătălin. Și am făcut în România o calificare, practic. Am terminat cursurile de calificare în România, plecat în Anglia, am lucrat ca și demi-șef, inițial, după am urcat la șef de partid, după un an de zile. Și pe unde ai mai umblat? Irlanda, Anglia, Franța. Franța. Acum de 4 ani de zile. Și pe unde, în ce tipologie de restaurant ai lucrat? Pe unde ai lucrat? Am lucrat în privat, lucrez în privat de 4 ani de zile.
la capcătar personal pentru un VIP și în Saint-Tropez. Pentru cine ai gătit? Am gătit și pentru mai marele cap al diamantelor din lume, Lawrence Graff. Băi, ești nebun! Sau pentru prințese din Kuwait, sau... Efectiv, de cine vine la petreceri. Ok, despre mâncărică... Param-pam-pam, param-pam-pam. E o farfurie, nimic special, safe așa, pe genul, băi, vreau să fac ceva, să merg mai departe, nu vreau să ies în evidență, cu nimic. Piure cu trufe, sparanghele, ciuperci și pam-pam-pam, nimic special. Ce m-a gândit pe mine sosulețul ăsta? Acreala asta. Da, acru, de ce e acru? Ciudățică. Am folosit oțet de cidru pentru a-i da un pic. Știi de acidită. Cu ce seamănă? Seamănă foarte tare. Eu sunt mare fan, mare fan stridii. Exact. Ceapa aia cu oțet te duce în direcția la stridii. Asta. Zi. Sper să fie ok, nu știu. Nu oricine ajunge să gătească pentru VIP-urile din Saint-Tropez și Courchevel și știu foarte bine asta, am prieten și eu la rândul meu și atunci pot să spun, bă, de ce ai stat atât de safe? E frustrant acum. E frustrant pentru mine, pentru Cătălin, pentru Sorin, sunt convins că și pentru ei este frustrant. Și să vii să ne dai ceva atât de simplist, în care crusta n-are nicio treabă. Adică nici legumele alea nu... Ce să fac? Te-ai jucat prea atent cu ele. Îmi dau seama că ai niște calități în momentul în care pui mâna pe mâncare să o gătești. Dar ai opusul la... Adică... Înțeleg. Da. Hai să nu-l mai chinuim degeaba. Da. Maria, succes! Ajută! Am ruj? N-am ruj. Sunt ok? Da. Când am intrat în bucătărie, mi s-au topit picioarele. Am foarte multe emoții, sincer. Oh, vai. Am început să am un mini atac de panică. Am venit la șefia cuțite ca să văd dacă mă mint păiții când îmi spun că mâncarea mea e bună. Astăzi voi găti banana paisam. Este cel mai popular desert din India. Primul lucru, mă apuc de topit untul și să las să prindă un pic de culoare. Are o spumă și noi vrem să facem ghee, ceea ce este un unt clarificat. Și când văd că face spumă, atunci depărtez spuma. Dau pisită gheul ca să scoatem toate impuritățile. Prăjesc fideaua și eu prăjesc până când prinde un pic de culoare, apoi pun zahărul brun și banana zdrobită. Relația mea cu părinții mei este foarte bună. Ne înțelegem foarte bine. Adică ne completăm unul pe altul, să spunem așa. Cel mai mult ne place să dansăm. De obicei dansăm în supermarketuri. Și părinții și bunicii și tatăl meu mi-au scris tot mesaj. Să nu ai emoții, draga mea. Și dacă nu e niciun cuțit, noi suntem mândri de tine. Sunt fericită cu ce mi-a ieșit. Se putea mai bine. Chiar mi-aș dori să fiu primul copil care intră într-o echipă. Ar fi interesant. Eu... Când a plecat banda și farfuriile, eu mi-am spus, mult noroc, Măriuță, că o să-ți trebuiască. Doamne ajută! Opa! Uite, cu semințe, mai vreau cu semințe. Te ții cu lapte, mă. Nu, ce te ții cu lapte, mă? Bă, puneți-vă ochelari. Am ochelari de aia care se poartă acum. Ia, pune-i, mă, ia. Ia, mă, ia. Mamă, ce mare. Cum se vede, mă? Bine, rău. Dă-i jos că zici că ești bătrân rău. Auzi? Are și stafide. Am descoperit stafide, bă, stafide. Are stafide, are fidea, are caju. Are gust de... Cert e că n-are gust de fidea cu lapte. Banana, mă. Banana? Da. Exact, ai banana el. Cine gătește așa? Maria gătește așa. Cine cineva de la sală? Pe fitness, pe zumba, pe ce să mai faci acum? Este sportivă. Da? Da. Sunt sportivă, nu la ragul ăla. Cred că îi plac tăieței. Fideaua, pardon. Niște banane deshidratate ai fost mâine. Știe. Da, și niște căise și niște... Mă țineți în suspans.
Nici nu vreau să mă pun rău cu vegetarienii. Atâta îmi trebuie. Dar nu e de vegetarieni, e de breakfastieni. Păi, breakfast-ul eu îl văd altfel. Breakfast. O, ochiuri. Da, sau uite. Omletă, sau benedict. Bună ziua! Bună! Bună ziua! Bună dimineața! Ce mai faceți? Foarte bună bine! Bună întrebare! Tu? Foarte bine! Maria mea! Cum te numești? Bună dimineața! Maria Luca! Maria foarte Luca. Bine, pentru că te vedem... Da! Te vedem bine! Da, da, da! Stai așa un pic, am și ochelari! Ce vârstă ai? 12 ani! Mulți înainte! Wow! Și urmentul 70! Felicitări! Mulțumesc! A? Mulțumesc, da, arătați bine, foarte bine. Ești așa. Foarte frumoasă și stă foarte bine cu... Mulțumesc. Căciuliță, ciupilică, da. Cum îi spui? E mai mult pălărie. Pălărie? Da. Și cu ce te ocupi la 12 ani, domnișoare? Acum nu prea multe, dar ați ghicit partea cu dansul. Cine a ghicit partea da. Cu dansul? Erați aproape, ziceam Zumba. Eu am zis cu Zumba, da, bravo. Cu Zumba, e bine, eu dansez și rumba. Și rumba? Da, rumba. Serios? Da, dans sportiv. Cum e rumba? Cum spune doamna mea profesoară, dansul iubirii. Serios? Da. Și cum faci acum dans sportiv? E, mai faci? Da, mai face. Cu mască și avem grijă. Se poate okay. online? Nu cred și sper că nu. Dar ai partener? Da. Serios? Da. Foarte tare. Uh-huh. E mult? Eu dansez de 3 ani, dar dansez cu partenerul meu de aproape 2 ani pe acolo. Nu l-ai mai schimbat până acum? Nu. Okay. Nu, că n-am găsit. Tu l-ai fi schimbat. Da. N-am găsit mai înalt și mici de vârstă. Bun, ce faci tu? Cum gătești? Care e ideea? Încerc să gătesc sănătos. Mm-hmm. În afara timpului în care mi se face pofta de cartofi prăjiți. Mănânci doi cartofi prăjiți? Nu chiar, n-am voie. De ce n-ai voie? Mama e foarte pasionată de nutriție și toate lucrurile. Păi și ce îți dă să mănânci? Foarte multe legume. Și doar legume? Și cartoful nu, doar legume. Este tot o legumă. Da, dar nu-i place cum e preparat. Chiar dacă și ei îi plac. Vrea să spună că și mama mănâncă cartofi prăjiți cu și-a închisă să nu vadă nimeni. Da, când vine la mine, e poftă de cartofi prăjiți. Și tu, care mie îmi zici să nu mănânc cartofi prăjiți, vine la mine așa. Vreau să te întreb o chestie. E o modă nouă cu pălăriuța? E... Nu, am alopecie. Port această căciulă sau pălărie pentru că am o boală. E o reacție a corpului la stres, care se numește alopecie areată. Mi-a căzut tot părul. Ah, wow. Da. Și încerc să nu fiu diferită față de ceilalți, așa că port asta. Arăt, sunt ok, acceptabil. Am mers extrem de mulți medici și... Mi s-au spus la un moment dat că am leucemie sau boli autoimune la ficat. Nu, n-a fost frumos un timp și știu că făceam analize așa de des. Da, era groaznic, absolut groaznic că se întâmpla asta. Ți-e frică, pur și simplu ți-e frică că nu știi ce o să se întâmple. La vârsta ta e stres. Dar de ce e stresat? De la 6 ani, prima dată mi-a căzut. Da. Dar de ce e stresat? Sunt copil anxios. N-am avut experiențe bune cu educatoarele și cu învățătoarele. Îmi iubeam așa de mult părul, îi făceam toate lucrurile posibile. L-am și vopsit. Era... Și după aia când a început să-mi cadă părerea, am devastat-o. Cartofii prăjiți ți-aduc bucurie în viața ta? Da. Și de ce nu încerci să gătești? Păi gătesc, păi asta e un fel de deconectare după o zi de grea de școală. Eu cred că mama ta are grijă ce mănânci, pentru că, uite, ești un copil foarte inteligent. Mulțumesc. Și nu vrea să te stresezi. Da. Pare că ești foarte sensibil. Da. Am dreptate? Câteodată, adică cu alopecia am trecut prin bullying și încă mai trăiesc, de ce bine. Stau cu căciulița pentru că nu-mi place să văd diferențele între mine și ceilalți oameni. Pentru că am fost judecată un timp, deși sufăr de bullying și colegii mei minunați care râd de mine, totuși încerc să nu-i bag în seamă și să fiu ceva de genul nu vorbesc cu tine, dacă tu vorbești așa cu mine, mulțumesc, pa, pa. Chiar încerc să fac caz de necaz, câteodată, da. Ci că e un fel de a-ți trăta suferințele și te ajuta să treci prin ele. Dar copiii te rănesc mai mult sau adulții? Sau cine, copiii, unde... cu siguranță. De unde ai mai mult... Copiii. Mi s-a întâmplat și cu adulții să primesc bullying de la ei și mi s-a părut
Exact. Tu ești un adult în toată firea, cum să vorbești așa ceva? Bravo. Corect. De-aia și întrebat. Da. Eu nu cred că trebuie să judeci oamenii pentru cum arată. Și e chiar enervant să vezi cum te judecă pentru că ești diferită. Mi se mai strigă, uite-o pe pălăriuță. Sau mi se strigă, uite-o pe Cheala. Nu mă cea cu tine pentru că, știi, ești Cheala și nu vreau să mi se dea, știi? Nu vreau să dau acasă și... M-a enervat și de obicei când se întâmplă asta ajung acasă și plâng. Da. Nu pune la suflet când... Aia e important, să nu pui tu la suflet. Exact. Îți dau un sfat. Zâmbește și ignoră. Da. E ciudat pentru mine și destul de crud că sunt persoane care pur și simplu nu le pasă de ceilalți și văd că au o problemă. Sunt foarte nu. Mulțumesc, papa. Te-am văzut? Să sperăm că nu te mai văd niciodată. Sau mi s-a spus că arăt dezgustător. Să nu ai așteptări. Da, știu, cu așteptările e... Să nu ai așteptări de la oameni, pentru că niciodată nu o să fii fericită. Trebuie. Deci gândirea nu este de 12 ani. Nu, știu, e un... Serios? E un om mare într-un corp de copil. Vreau să spun că ești foarte drăguță. Mulțumesc. Îmi place foarte mult că ești jovială, deschisă. Mulțumesc. Și strălucești, să știi că... Mulțumesc. Și nu e din cauza luminii, chiar strălucești. Bine să plăc acolo, pentru că mă uit în spate. Și văd prin ce am trecut și pentru ce au trecut părinții mei și familia în general. Sincer, acum dau toată vina pe mine, pentru că e vina mea că eu mă streseam. Mama zice că nu e vina mea. Că mă stresam așa de mult și simt că e vina mea că îi vedeam pe ei cum suferă. Fiar! Am zis că nu plăg astăzi! Aoleu! Da. Mi-e greu să... Să mă uit în oglindă de obicei. De obicei am zile în care mă uit în oglindă și încep să plâng. Pur și simplu. Mi-e milă de mine în ce stadiu am ajuns. E diferența de ceilalți și toată lumea te judecă și într-un fel îți cade toată sima de tine. Am venit la Șef la Cuțite deoarece îmi place maxim să gătesc. Toată familia, prieteni, absolut toată lumea îmi spune: Merita, de ce nu te duci la Șef la Cuțite? De ce abia acum de la când, Șef la Cuțite? Să vă spun sincer, deci, pentru că s-au întâmplat prea multe în viața mea și tot spuneam, anul ăsta, la anul mă duc, pentru că întotdeauna mi-am dorit din suflet să ajung aici. Dar atât de multe s-au întâmplat în viața voastră de... Mi-a murit fratele, ba, mama cu tumoare, operată. Și acum 2 săptămâni mi-a murit și ultimul frate. Chiar înainte să vin la dumneavoastră, îi spuneam, da, ne zic, uite, mă duc la Șef la... A, bine că te duci, hai să te văd ce faci. Și acum cred că totul de tic lui. Cred că singura mea problemă și în bucătărie, dacă aș lucra într-o bucătărie mare, este că am 2 viteze, încet și foarte încet. Pentru că îmi place să fie lucrurile perfecte, nu știu cum să explic. Abia aștept să-i văd pe Șef și abia aștept să văd ce părere au ei, să văd fiecare cum schițează. Că dacă eu mă uit la Șef la Cuțite, chiar mă uit mereu la Șef la Cuțite. Și îmi place că fiecare dintre ei, când gustă, chiar știe că ăla e cimbru, că ăla e nu știu ce, așa, și zic, vreau să văd dacă ghicește și ce fac eu astăzi. Salamul toc și îl fac bucățele, foarte, foarte puțin călit și apoi îl pun în ciorbă. Eu vreau să iau cuțitul, nu contează, poate să fie și de plastic, dar să mi-l dea și să mi-l dea că e bună mâncarea, nu să mi-l dea că mă cheamă pe mine prună, să mi-l dea că e bună mâncarea, ca să pot să îl dedic fraților mei. Ia zi, mă, Ciucă, ce ne aduci? Ce l-am pe varză? Da, cârnați și fasole, nu e? Nu, aia a fost. Dacă știam că ți plac, îți făceam. Sau ai orez și lapte? Orez? Asta nu m-am gândit. Da, chiar. Bravo, mersi. Hai să vedem ce avem aici, ce mâncăm. Twins. Bă, sunt grele. Cred că avem o ciorbă, cu siguranță. Unde? O ciorbă. Aici ciorbă? Da, și aici o gogoaș. Asta e ușor. Un gogoaș, ba nu, o clătită. Bă. Oh. Aici eram pe aproape, mamă. Uite, meniu de pui, bă, cu rozmarin de la uscat pus deasupra, așa. E, și aici și pene. Opa, opa, ciorbă, bă. Hai, mă, ți-am zis că e ciorbă. Pulpă de pui la cuptor. Cu gogoșari. Cartof cu baconaș, așa, cu slăninuța. Ți-e foame, Cătălinule? Da. Bă, ia și mănâncă. Ai zis bă la prostă? Ai zis că am zis bă la prostă. Bine, așa și mănâncă.
Ce ciorbă e asta? Cu pui, cu bacon, cu... Mamă, cât ardei iute, de la ce iute uscat. Ce ciorbă e asta? E cu salam. Sunt de aia de la plic, nu de-l da, 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 are cred. Pui și bacon în ea. Salam. Deci gata, mă, știu cine a gătit. Este veșnicul student. Nu există. Bă, da. No. Asta e închisoare, mă. Ori de la părăi. Închisoare. De la pușcărie. Hai să vătăm. Puiul chiar e bun, pă bune. Bă, puiul, da. Bă, n-ai ce să-i spui, frate. Bună seara. Bună seara. Șef. Mă numesc Frună Maria, am 47 de ani. Mulțumesc. Nu sunt bucătar. Este o ciorbă de salam făcută de mine. Nu cred, dar de ce? De salam. Hai, cum să faci ciorbă de salam, bă? Hai, eu am crezut că e bacon, dar că n-am ochelari, că n-am ochelari. Stai așa, că a venit un mesaj. Băi, dar ce? Doamne, nu pot să cred. Ce, mă? E gătită la termoplânjon. Nu cred, a venit cu fierbătorul de acasă. E gătită la fierbător, da. Doamne. Ciorbă de salam gătită la termoplânjon. Da, ia mă, ia. Vreau să demonstrez că poți să faci orice oriunde, pund apă în recipientul pe care am să-l gătesc și fierbătorul în priză. Curăț morcovul, păstârnacul, ceapa, le tai mărunt, le pun în oală. Fierb supa instant, după ce o să fiarbă puțin puiul cu legumele și cu salamul. Și apoi pun borș, pun leuștean și nu pot să zic că șefii decât wow. Dar de ce cu termoplonjonul ați gătit ciorba cu termoplonjon? Este o ciorbă de salam făcută la penitenciar. Ați fost acolo? Da, am fost. Ah, ok, deci de aici vine toată treaba. Cu ce ocazie? Păi n-am avut ce faci în România și am plecat prin Republica Dominicană. În ce an ați plecat în Dominicană? 2013. Păi când de Dominicana ce? Pe vremea aia carduri. Exact. De unde știu? Exact. Deci dumneavoastră ați spus la penitenciar. Pentru infracțiuni, știam unde mă duc, știam că nu mă duc la plaje. Nu pot să mă mândresc cu așa ceva. Dar nici nu pot să dau la o parte din viața mea ceea ce mi s-a întâmplat, mai ales că lucrurile au fost asumate. Fiind în România, am muncit cinstit toată viața mea. Ce ați muncit? Casieră. Și culmea. Tot cu bani. Tot cu bani. 10 ani. N-am ieșit lipsă în 10 ani un leu. Un leu sau să fur sau... Doamne ferește, nu. Faptul că trebuia să-mi fac rată la o casă, am făcut rate la bancă, aveam 3 bănci, luam 5.500.000 salariu, 5.500.000 îl dădeam. Ca da. Să trăiesc în o zi, două, până la soțul meu salariu, mă împrumutam, că da, trebuia să plătesc băncile. Și într-o seară, într-o conjunctură, am venit cineva și mi-a propus: nu trebuie să faci mare lucru, tu uite, o să mergi doar să gătești pentru niște băieți și o să-ți dau o parte de bani, merge și soțul tău. A, zic, și prima oară am gătit o ciorbică, o sărmăluță. După aia am văzut cât de frumos să fac banii și repede. Am intrat și eu în... Gata cu gătoare. Să scot, da. Noi eram niște simpli, nu știu dacă înțelegeți cuvântul, săgeți. Ne veneau cardurile acasă, printr-un curier anume, toate culorile și cu pinul pe ele. Noi le luam frumos la gentuță, mergeam la bancomat, scoteam foarte lejer banul. Era ușor că te duceai și băgai în cardul, dar era foarte greu pentru că la fiecare bancomat în parte era câte un soldat cu mitralieră. Bună ziua, trebuia să fii bună ziua, că te făceai că ești de-a lor. A, scoateți bani, stați acolo, stați niște... Bă, dați seama, eu aveam niște carduri la mine, bani în plus. Nu era chiar ușor, mai ales că și mă duceam cu frică, că mă durea sufletul că fac lucrurile astea, dar mă gândeam doar să scap de ce probleme am eu. Nu m-am gândit că rănesc și pe alții și că poate nici nu o să fie bine în viitor. Și o parte cotă primeam și noi. Dar cardurile astea de unde veneau cu pin cu tot așa? Erau clonate de către alții, că nu, noi eram doar să mergem să scoatem banii. Dar unde? De acolo, în Dominicană? Da. S-a asta? Noi de acolo am scos. Stăteam în condiții super bune, numai hoteluri, resorturile cele mai scumpe, numai tot ce era mai scump, mașina închiriată cea mai scumpă, bani. Dar degeaba am cunoscut lucrurile astea. Și din amărâți așa, amărâței cum eram noi în mai bogați, cum s-ar spune, și după aia iar să cazi și să cazi de la etaj mare, să cazi înapoi jos, experiența e super dureroasă. Și v-a prins în București pe aeroport sau cum ați făcut? Nu. Când eram acolo, deja era și în România 3 oameni care, de fapt, pe ei au urmărit
dicotul. Momentul când m-a sunat mama, mi-a zis, mamă, îți spun ceva, dar ea mie, săraca care e bătrână și... Să te zic că trebuie să spun ceva neapărat. Vrei să spun cine a fost la noi în casă, cine a fost mama? Dicotu, dar ce-a treaba așteau cu tine? Că știu cum Sorin ginerele, cum ar veni, bagă gaze și că tu ești menajer acolo. Ce caută mamă Dicotu la noi în casă? Și poliția, păi Dicot, oamenii de la Dicot, i-a buvnit brâsul și a spus că în Dominicană nu există gaze, dar săraca mama de unde să știe că nu există în Dominicană gaze. Și am început eu să-i explic adevărul, că m-am băgat într-o clică și că să veniți, mamă, că ne chemați în România. Și normal că am venit imediat. Am venit, m-am predat. Ce să mai venim noi după voi? Cu puteam să rămân acolo, nu, puteam să rămân acolo. Deci nu făcea nimeni absolut nimic. Am avut așa un pic de rătăcire și zic, gata, mă omor, zic că n-am cum să ajung eu la penitenciar, zic. Chiar îi spuneam lui soțul meu, hai să ne aruncăm aici, că acolo puteai să te omor foarte simplu. Și un pistol puteai să-ți cumperi, să... și la revedere. Și chiar și al meu zicea, mai vrei să ne omorâm împreună? Hai că da, de ce nu? Dar suna telefoanele, familia, hai că o să trecem împreună. Până la urmă, foarte greu, am revenit cu picioarele pe pământ. Și am venit în România, m-am predat și eu zic că am făcut bine. Unde ați făcut închisoare? La Târșor. Și a intrat și soții? Okay. Și cum e să stai în penitenciarul de femei, să ai colegi de cameră? Am intrat pe poarta penitenciarului și când am văzut gratii și clădirea plină și toate femeile care erau deja închise, au ieșit pe geam, că veneam noi. Intri și nu știi cum să ieși, dar n-ai cum să mai ieși, că sunt gratii, că ți închide ușa imediat și acolo ai rămas în gratile alea. Groaznic, groaznic. Când te bagă în cameră, te bagă într-o cameră cu toate infracțiunile făcute de către fiecare femeie. Una criminală, una droguri, una că a furat 2 metri de sârmă de Buzău pentru copil când avea ce trebuia să mânci și a luat 3 ani. Mai venea și niște femei de alea așa, cu tatuaje, negre, cercei, cu mă arunc în geamuri, mă tai, stai. Și când am intrat, eu prima oară în celula în care am intrat, am avut un șoc, vă dați seama, m-a văzut așa albă, spelbă, bătrână. Dar ce cauți, doamnă, dumneata aici? Ce ai făcut? Ți-a omorât bărbatul, fă? Pentru că sunt fel și fel de femei care au mai făcut, care n-au făcut ca și mine, bătrână, tinere, crime, violuri. Și femeile violează? Da. Eu n-am auzit. Tu n-ai pățit-o. Eu n-am pățit. 3 zile și 3 nu n-am mâncat, n-am băut apă. A fost momentele alea când îmi doream să fac comoție, paralizie. Adică chiar îmi doream maxim să mor. Mai ales că sfeream noi, dar sferea familia. Și am făcut de râs toată familia, dar ce puteam să mai fac? N-ai ce să mai faci. A fost greu la început. Noroc că cred că am prins ei, ele au prins drag de mine. Și le făceai de mâncare? Făceam mâncare, asta. Gătesc ciorbe și din dude. Dacă îmi dai dude, eu îți fac ciorbă de dude. Clar. Și iese o ciorbă. Cum găteați în celulă? Că asta e, asta cu termoplonjul. Fierbătorul. Fierbătorul. Deci normal, noi nu aveam voie să gătim. Aduceam mama, ziceam, adu morcov, țelină, păi ce am nevoie. Păi și nu întrebau gardienii de ce faci le cu colegul meu crude. Puteți să faci, poți să le mănânci, că nu-ți face nimeni nimic. Dar noi cu lama de la cutia de conservă, le tăiam mărunt, că era morcov, că era țelină și le băgam în borcan cu ulei, ca să țină. Că n-ai frigider, nimic. Baragul, e o cameră și ții acolo mâncarea. Și le făceam să nu se strice. Salam, ne aducea salam de acasă și piept de pui rotisat. Mm-hmm. Și sfărâmițeam așa, tăiam sălămiorul, puneam la fiert și ieșeau ciorbă. Deci de aici cu ăștia de la supele instant? Da, pentru că era supă instant, deci făceam la pungă. Cum? La pungă. Acum vă fac dacă vrei și sandwich, și sandwich la fierul de călcat vă fac. Băi, nebun. Imediat mâncați mai bun hai decât că toată. Cred că poți să o înțeleg cu sandwich, da, ok? Călcat, că okay. Cinge. Am făcut și dulceață. Dulceață la fierbător. Dar omletă de ouă fierte ați mâncat? Omletă de ouă fierte? Da? Doamne, cum adică omletă de ouă fierte? Eu n-am văzut ouțele din alea normale care le spargi. Deci doar fierte. Așa. Doar fierte și doar dacă erai bolnav, dacă aveai diabet, dacă aveai și erau femei care aveau într-adevăr diabet și erau boli, dar fumau. Și ca să poți să iau un nou,
Dar și de țigări. Dădeam țigări și le strângeam, le pisam bine, 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 bine și încep să fresc cu ulei și cu brânză. Puneam în pungă ulei, ardei capia roșu, tăiat mărunt, mărunt, mărunt. Kaiser sau salam sau ce aveam de acasă. Și le amestecam așa în pungă și le puneam punga la fiert. Fierbătorul era în... La suvit, bă? Ăsta nu-i suvit. Ba da? Noi. Ăsta se numește supraviețuire, bă, nu suvit. Da. Așa, și din apa aia, când scoteam punga după 40 de minute, că trebuia să fiarbă... Corect. Așa? Din apa aia care fierbea punga, făceam o măligă din pufuleț și din... What? Fulgi de porumb cu pufuleți. Porumflex de-aia așa? Da, îi puneam în castron. Wow! Cu sare cu ulei. Mămăligă din pufuleți? Și... Wow! Frecam bine, bine și în două minute era ca da o mămăligă de zici. Chiar că wow! Wow! Pisam usturoi la sticlă. Cum adică la sticlă? Aia dai cu sticlă, așa. Băi, aia să face filă. Nici pe aia nu știi? Aia, da, așa. Și turnam... Această mâncărică peste acea mămăligă, usturoi și spuneai, doamne... Și câte persoane erați în cameră ca să mâncați asta? 14. Mâncați toate? Obligat, că n-aveai cum să faci ceva și ciorba asta... Deci de-aia erai tu cea mai wow, că tu făceai de mâncare, nu te certa nimeni. Și acum, dacă spui de mine... Păi și cât a stat închisă? Un an și 7 luni. Doar atât? Slavă cerului. Singurul lucru care... Bine, îmi pare rău, acum m-aș da cu capul de pereți. Dacă aș da timp înapoi, vreau să fiu din nou casieră și să merg așa. Dar mai puteți acum să mai fiți casieră? Dar ce are? Nu. De ce? Nu mai pot. N-auzi că n-are voie să mai pună una pe cardul. A, deci nu mai poți să fii caseriță, că ai casieră. Nu, după 5 ani pot să fac reabilitarea și nu pot să mă angajez niciunde, oricum. A, și în momentul de față nu lucrați? Nu. Deci după ce că ești închis. Da, într-adevăr, ești închis pentru că ai greșit, dar îți ia tot. N-ai niciun fel de drept. Când ești, doar te dă afară pe poartă cu 7 lei în buzunar sau... Îți mai închide și viața pe 5 ani. Nu poți, te duci că orice cazier, când vede cazierul. Bă, se uită și la mine așa, mama e, dar ce cazier ai? Să rămâna și pleci.